Funcția de tipul f definită pe R cu valori în R, f de x egal a x plus b, unde a și b aparțin mulțimii numerelor reale, se numește funcție afină. Dacă a diferit de 0, atunci f se numește funcție de gradul 1 cu coeficienți a și b. Pentru funcția de gradul 1, ax se numește termenul de gradul 1, iar b se numește termenul liber al funcției. Dacă a diferit de 0 și b egal cu 0, atunci f de x egal ax și f se numește funcție liniară. Dacă a egal cu 0, atunci f de x egal b și f se numește funcție constantă. Funcția afină este bine determinată dacă se cunosc coeficienții a și b, numere reale. Să analizăm fiecare caz în parte. Funcția de gradul 1. Fie x1, x2 aparțin mulțimii numerelor reale și x1 diferit de x2, notăm raportul numit rata creșterii funcției f. În cazul nostru, pentru f de x egal cu ax plus b și x1, x2 aparțin mulțimii numerelor reale, obținem, iar după înlocuire în r de x1, x2, vom avea funcția de gradul 1, f definită pe r cu valori în r, f de x egal a x plus b, unde a, b aparțin mulțimii numerelor reale și a diferit de 0, este strict crescătoare dacă a mai mare decât 0. Strict descrescătoare dacă a mai mic decât 0. Intervalele de monotonie se observă în tabelul de variație a funcției. În cazul a mai mare ca 0, funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egal a x plus b, unde a, b aparțin mulțimii numerelor reale, este strict crescătoare. În cazul a mai mic decât 0, funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egal a x plus b, unde a, b aparțin mulțimii numerelor reale, este strict descrescătoare. Semnul funcției de gradul 1. Stabilirea semnului funcției de gradul 1, f de x egal a x plus b, înseamnă determinarea valorilor x aparține mulțimii numerelor reale pentru care f de x mai mare decât 0 și a valorilor x aparține mulțimii numerelor reale pentru care f de x mai mic decât 0. Folosind monotonia funcției f și soluția ecuației atașate funcției f, vom obține următorul rezultat. Funcția de gradul 1, f definit pe r cu valori în r, f de x egal a x plus b, unde a, b aparțin mulțimii numerelor reale și a diferit de 0, are semn contrar lui a pentru orice număr real x mai mic decât minus b supra a și are semnul lui a pentru orice număr real x mai mare decât minus b supra a. Graficul funcției de gradul 1 este mulțimea. Mulțime ce conține o infinitate de perechi. Reprezentarea geometrică a graficului în sistemul de axe ortogonale XOY este o dreaptă ce conține o infinitate de puncte cu coordonatele unde f de x egal a x plus b și a diferit de 0. Dreapta intersectează axa OX în punctul și axa OY în punctul. Funcția liniară.
Funcția f definită pe R cu valori în R, f de x egal a x, unde a aparține mulțimii numerelor reale, este caz particular al funcției de gradul 1. Prin urmare, toate proprietățile funcției de gradul 1 sunt și proprietăți ale funcției liniare. Observăm că graficul funcției liniare este o dreaptă ce conține originea axelor sistemului de coordonate x, o, y, pentru că x egal 0 rezultă f de 0 egal 0. Funcția constantă. Funcția f definită pe R cu valori în R, f de x egal b, unde b aparține mulțimii numerelor reale, este caz particular al funcției afine și are graficul o dreaptă, paralelă cu axa OX și care, în cazul b egal 0, este chiar axa OX. Vă propunem să rezolvăm împreună următoarea problemă. În graficul alăturat este reprezentată distanța parcursă de două automobile în funcție de timp. Ele au vitezele constante de 20 km pe oră, respectiv 60 km pe oră. Al doilea a plecat după 4 ore de la plecarea primului. După câte ore de la plecarea primului, automobilele se vor întâlni? Notăm f de t egal 20 ori t, g de t egal 60 ori t minus 4. În momentul întâlnirii, ele au parcurs aceeași distanță, d. Notăm cu x timpul care a trecut de la plecarea primului automobil până la întâlnirea cu al doilea. Obținem relațiile d egal 20x, d egal 60 ori x minus 4, din care rezultă ecuația 60 ori x minus 4 egal 20x, 60x minus 240 egal 20x, de unde x egal 6. Iată că, după 6 ore, primul a parcurs 120 de kilometri, iar al doilea, după 2 ore de la plecare, a parcurs tot 120 de kilometri și l-a ajuns pe primul. Iată un exemplu din economie ce folosește proprietățile funcției f definită pe R cu valori în R, f de x egal a x plus b, unde a, b, numere reale și a diferit de 0. Profitul realizat de o firmă se definește ca diferența dintre veniturile totale, valoarea totală obținută din vânzări sau din alte surse, și costurile totale, fixe și variabile. Valoarea pentru care venitul total este egal cu costul total se numește prag de profitabilitate sau prag de rentabilitate. Costurile unei firme sunt de două feluri, costuri fixe sau indirecte, adică cheltuielile care nu depind de volumul producției sau al veniturilor, rămânând aceleași indiferent dacă se produce o bucată sau 1000 de bucăți din produs. Aici intră cheltuielile administrative, precum lumină, căldură, salariile personalului indirect productiv și așa mai departe. Costurile variabile sau directe, cele care sunt proporționale cu cantitățile produse, tinzând să fie relativ constante pentru fiecare unitate de produs, fiind numite variabile, datorită faptului că totalul lor depinde de numărul articolelor produse. Aici intră materiile prime, materialele, salariile muncitorilor direct productivi și așa mai departe. Prin însumarea costurilor fixe și a celor variabile, se obțin costurile totale, necesare realizările unei anumit nivel al producției. Obiectivul unei firme este acela de a stabili un preț care să acopere cel puțin aceste costuri. În graficul alăturat, punctul în care cele două trepte se intersectează reprezintă pragul de profitabilitate, iar porțiunea din plan, cuprinsă între dreapta veniturilor totale și dreapta costurilor totale, unde panta dreptei veniturilor este mai mare decât panta dreptei cheltuielilor, reprezintă zona de profit. Vă așteptăm cu noi tutoriale educaționale pe canalul nostru de YouTube, tutoriale-video.